Astăzi vreau să îți arăt cum poți să ajungi la minim 5.000 de euro profit pe lună. Consider că în România suntem slab educați financiar, nu investim prea mult în educația noastră și nici nu vrem să ne găsim oameni relevanți, faini, pe care să lăsăm să ne inspire, să ne ducă la un alt nivel. De asta greu prosperăm și ca națiune. Pentru că avem mintea asta îngustă. Băi, cineva care e de succes nu o să ne dea rețetele înspre succes. Ceea ce e total greșit. Pe măsură ce crești, îți dai seama, sau cel puțin eu așa văd lucrurile, îmi dau seama că vreau să ofer tot mai mult plus valoare. Dobândesc cu informație, vreau să împărtășesc cu ceilalți. Vreau ca mai mulți oameni să beneficieze pe baza informației pe care eu o dețin. Asta simt eu, pentru că vreau să las ceva în urma mea în societate. Pentru cei care nu mă cunoașteți, mă numesc Robert Grecu, sunt antreprenor și investitor. Cumva în zona antreprenoriatului de peste 7 ani de zile, CEO și fondator al ecosistemului Grecu Capital, care este o platformă educațională bazată pe, sau axată pe zona investițiilor, pe partea de trading și nu numai, dar și pe partea de business. Da? Avem o comunitate unde avem cursuri, webinarii săptămânale, multe lucruri. Dacă vrei să afli mai multe, poți să intri în descrierea clipului, să intri pe site la noi. Și misiunea noastră mare e să ajutăm peste 100.000 de români, atenție, să ajungă la libertate financiară. Acum, termenul ăsta de libertate financiară e destul de șubred, pentru că ce înseamnă pentru mine libertate financiară s-ar putea să nu însemne pentru tine, sau poate tu nu ai nevoie de câți bani am eu nevoie, sau invers, ca să ne simțim liberi financiar. Dar totuși, cu salariul net din România, sau salariul minim pe economie, pardon, din România, care net, să zicem, undeva între 2.600-3.000 de lei, aici undeva, nu-i mai mult, cu siguranță nu putem să fim liberi financiar. Deci sunt probleme în mijlocul vieții noastre din cauza banilor. Da, misiunea mea e să ajut peste 100.000 de români, eu, colegii mei din ecosistemul meu, să ajungă la libertate financiară, implementând lucruri practice, eficiente, pe care noi le-am testat, și ajutând oamenii din jurul lor. Dar astăzi o să vă învăț cum puteți să faceți pe scurt și voi lucrul acesta, să ajungeți la minim 5.000 de euro pe lună. Noi avem, pe lângă Grecu Capital, sau în cadrul Grecu Capital, există și Zero to Hero, care este unul din programele noastre care se adresează în general antreprenorilor la început de drum, dar cumva și IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Oameni care efectiv au un produs, serviciu, că vine vorba de cursuri, că vine vorba efectiv de un produs tangibil, da? Nu doar intangibil. Se adresează oamenilor care nu mai pot efectiv să crească business-ul. Bă, nu mai știu cum să vândă, nu mai știu unde să găsească clienți, nu mai știu cum să livreze produsul lor în fața clientului. No, asta face Zero to Hero. Te ia din punctul ăsta în care ești, din punctul tău zero, da? Și te duce la condiția de erou, ca să spun așa. Eu cred că ai nevoie de minim 5.000 de euro pe lună, atenție, ca să ai cumva ideea asta de libertate financiară, să poți să te bucuri de familia ta, în cazul în care ai familie, mai mult, poate de copiii tăi, de oamenii din proximitatea ta, să aveți timp fain împreună. Atenție, asta nu înseamnă că nu e nevoie de muncă. Atenție, e nevoie de muncă toată viața. Munca nu se oprește niciodată. Deci să rămânem în continuare cu picioarele pe pământ, nu promovăm principii de îmbogățire peste noapte, nu mă interesează așa ceva. Mă interesează să vă prezint soluții clare, logice, care să vă ajute să creșteți. Deci, indiferent de ce job ai acum, dacă îți dorești să crești, trebuie să vezi exact în punctul acesta ce știi să faci. Deci trebuie să determini ce știi să faci. După ce știi să faci, ai nevoie să începi să investești în BP, îl numesc eu, da? Ce înseamnă lucrul ăsta? BP înseamnă branding personal. Adică îi nevoie ca ceea ce tu știi să faci să le arăți în mediul online și la celorlalți. Ascultă-mă, dacă ai trac de cameră, tracul ăsta o să moară într-o lună, două, după ce pui camera pe tine. Atenție, nu contează ce zice X sau Y despre tine. Dacă ai oameni care te descurajează, schimbă anturajul. Aia nu sunt oameni care își doresc să crească. Aia sunt oameni care vor să rămână jos, nu-și doresc să crească, nu-și doresc să meargă la un alt nivel și tu, dacă stai în proximitatea lor, o să rămâi tot acolo. Tu, om drag, dacă cel puțin dacă vizionezi acest clip, înseamnă că îți dorești să crești. Păi nu ai ce să stai lângă oameni de genul acesta. Știți expresia asta? Stați pe lângă 5 drogați, o să fiți al 6-lea, stați pe lângă 5 antreprenori, o să fiți probabil al 6-lea, pentru că consumați ceea ce oamenii ăia consumă la un moment dat. Stați pe lângă 5 bârfitori, o să fiți și voi al 6-lea bârfitor.
Da, probabil știți lucrurile astea. Deci, scăpați de tracul de cameră, pentru că trăim în epoca informațională din 1990, trăim în fața camerei, sper că sunteți în continuare cu mine, dar vreau să vă ajut să faceți 5.000 de euro pe lună. Misiunea mea, misiunea noastră, Greco Capital, este să ajute peste 100.000 de români să ajungă la libertate financiară. Trăind în epoca aceasta informațională încă din 1990, bă, nu mai e un lucru wow să apar în fața camerei. Adică nu mai ar trebui să avem un trag, eu nu mai am niciun trag că sunt în fața camerei. Păi da, Robert, tu ești deja de o bună bucată de timp. Nu contează. Și eu, chiar dacă am o anumită abilitate lingvistică, pot să vorbesc detașat, nu a fost mereu așa. Am muncit pentru lucrul ăsta. N-am vorbit atât de detașat mereu în fața camerei. Tot timpul aveam presă de ce zice X sau Y. Pur și simplu nu-mi pasă. Știu că ceea ce eu fac poate să aducă plus valoare în viața oamenilor. Știu că drive-ul meu poate să mâne oamenii, să îi miște din mijlocul vieții lor, să ducă la un alt nivel și vreau să vă dau ceea ce eu am. Vreau să dau mai departe. Vreau să dau talentul ăsta, ca să zic așa, pe care Dumnezeu mi l-a dat și îi mulțumesc pentru lucrul ăsta. E nevoie să investiți în brandingul vostru personal și să le arătați în primul rând oamenilor pe toate rețelele, TikTok, Instagram, Facebook inclusiv, da, Reels-urile au un marketing organic, nu trebuie să plătești pe nimeni să-ți facă marketing, să îi învățați abilitatea pe care voi o știți. Bă, sunteți muncitori în construcții, sunteți meșteri, sunteți angajați, munciți pentru cineva, atenție, nu mai e nevoie să munciți voi, faceți-vă voi business-ul vostru dacă știți meseria aia, deci trebuie să știți o meserie. Dacă, de exemplu, sunteți autori de cursuri, predați tot felul de cursuri, lecții, seminarii, nu aveți clienți, ceva nu faceți bine. Nu există. Deci nu există, dragul meu, draga mea, să cunoști o abilitate și să nu ai clienți cui să predai. Înseamnă că nu îți faci suficient de bine auzită vocea în piață. Oamenii nu știu cum să te perceapă. Nu le prezinți lucrurile foarte inteligibil. Ca să înțeleagă, e nevoie să schimbi lucrul ăsta. Investește în branding personal. Astăzi o să-ți fie greu să pui camera pe tine. Poate să-ți faci chiar un canal de YouTube unde să pui un clip pe săptămână și să înveți pe oameni ceva, dar după un timp, tracul ăla o să dispară. Mai apoi, aveți nevoie de, după BP, branding personal, aveți nevoie de C. Americanul zice consistency. Aveți nevoie să fiți consecvenți. Aveți nevoie să perseverați într-un lucru. Da? Dacă nu generați urmăritori după o lună de zile, majoritatea au tendința să renunțe. Bă, nu renunț! Adică, știți vorba aia, Roma nu s-a construit într-o zi, nu? Da? Deci, brandul tău personal nu se va construi într-o zi. Eu sunt în spațiu public de aproximativ un an și jumătate mai pronunțat. Încă cresc, încă învăț, încă asimilez informație, încă mă dezvolt. Am fost aici chiar și când aveam 300 de vizualizări pe un clip. Și când am avut mai mult, 1000, 2000, 5000, vorbesc pe YouTube, dar și pe celelalte rețele. Și când lucrurile merg mai rău, și când algoritmul e pentru mine, și când algoritmul e contra mea. Trebuie să fiu acolo în continuare. Deci consistența. Mai apoi, după ce învățați pe oameni gratis, atenție, oferiți valoare în proporție de 90%, vă învăț pas cu pas practic ce să faceți. În proporție de 90%, e nevoie să oferiți valoare gratis. Cine are mai mult să dăruiască mai mult și dragoste și abilități și finanțe. Nu, cu cât dai mai mult, e legea a treia lui Newton, studiați-o, primești mai mult. Efectiv, așa funcționează. E noaptea minții, nu? Parcă nu vine să credem lucrul ăsta. Un corp care se deplasează cu o viteză numită, sau cu o forță numită forță de acțiune, da? Cel de-al doilea corp vine înspre primul corp cu o altă forță numită forță de reacțiune. Legea 3 a lui Newton. Orice facem în universul ăsta, orice oferim, la un moment dat se va întoarce. Se va întoarce asupra noastră. Așa că oferiți valoare și fiți consecvenți, perseverenți în brandingul ăsta personal. Mai apoi, puteți să vă faceți, de exemplu, un curs, să-l filmați, să-l structurați foarte bine, prin care, sau un mentorship, da, cum e Zero to Hero, de exemplu, prin care să învățați pe oameni tot procesul prin care voi ați trecut, să fie suficient de bun în domeniul în care voi sunteți,
de exemplu, ca oamenii să fie impactați, cursul să fie suficient de bun și suficient de bine structurat ca cei din jur care vor să activeze în domeniul în care voi sunteți. Nu știu, îți place să cânți la chitară, ești pictor, nu contează, ești muncitor în construcții, meșter. Nu contează. Poate ți se pare absurd, dar cu cât o să fii mai mult în piață, prezent, și o să le prezinți la oameni, de exemplu, cum să își toarne fundația la casă, pe internet, o să fie oameni care o să empatizeze cu tine. Și o să ai mai mulți clienți, oamenii o să te vadă. Sunt mai multe lucruri, le învățăm pas cu pas. Nu putem să le comprimăm toate într-un videoclip, că e mult de povestit. E mult de asimilat, mult de învățat. Mai apoi, după ce v-ați creat, da, după ce dați valoare în piață, veniți cu un produs. Veniți cu un produs în domeniul în care sunteți din nou, da, un produs, un PS, produs, serviciu, care să rezolve niște probleme în nișa în care sunteți. Oamenii care o să fie interesați, care te urmăresc în urma valorii pe care tu o dai, brandingului personal, reversul medaliei, da? O să vrea mai apoi să înveți și pe ei într-un mod mai personal. Vor să aibă legătură cu tine, să înveți efectiv prin produsul tău și serviciul tău să facă și ei chestia aia mai departe, să ajute la rândul lor. No, produsul ăsta, sunteți cu mine, da? 5.000 de euro pe lună. O să îl faceți de tip high ticket, adică el trebuie să fie suficient de bun, da? Și o să fie 2.500 de euro. Produsul ăsta de 2.500 de euro trebuie să-l vindeți la doi oameni. Acum, ce-i vânzarea? Mai departe. Bă, sună tot așa simplu, nu? Bă, dacă ar fi așa simplu, toți ar face. Nu! Pentru că oamenii nu sunt intenționați. Oamenii nu acționează. Oamenii sunt complăcuți în zona lor de confort. Să n-aveți impresia, dragii mei, că dacă ar fi așa simplu, toți oamenii ar face. Nu, n-ar face. Pentru că, în realitate, nu e simplu. Credeți că e simplu să fii prezent în rețelele sociale? Poate două luni de zile nu o să te știe nimeni. O să renunți. Eu mă uit, întreprind activități motrice, fac sport de peste 15 ani. Credeți-mă! Am început să fac sport dintr-un centru de fitness în orășelul unde mi-am făcut liceu, în urmă cu aproximativ 15 ani, când ne-am apucat, eram vreo 500 în sală. În ziua de astăzi nu știu dacă mai face cineva din aia 500. Nu e spre lauda mea, eu fac în continuare. E spre disciplina mea și spre motivația voastră. Oamenii nu sunt consecvenți, nu perseverează. Deci dacă două luni de zile prin brandingul ăsta personal, prin care tu oferi valoare, o să vezi că oamenii nu se uită la tine, o să ai tendința să renunți. Da? Când o să tot prestezi branding personal, o să prestezi valoare, o să dai, prin tot ceea ce faci, prestezi branding personal, mamă ce ciudat sună, mă rog, ați înțeles, când o să dai valoare oamenilor, prin ceea ce faci, nevoia o să te învețe să știi să-ți și editezi, să-ți pui o subtitrare la un clip, multe lucruri o să te învețe nevoia. Deci o să știi lucrul ăsta, da? Hai să trecem înapoi la produsul nostru. Deci nu e așa simplu, pentru că dacă era simplu, toți o făceau. Oamenii renunță repede, oamenii nu sunt perseverenți. E, ai nevoie de doi oameni prin care tu să generezi cei 5.000 de euro pe lună, eu spun minim. Putem să discutăm de mult, 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 mult mai mult decât atât. Vânzarea nu e o vrăjeală, că nu suntem vrăjitori, nu e o umblare la psihic, că nu suntem psihologi, să intrăm în mintea omului și să vedem. Și bine, suntem cumva, că încercăm să înțelegem nevoia clientului când vrem să îl ajutăm prin produs, serviciul nostru și să vedem dacă produsul nostru îl ajută, dar dacă nu îl ajută, nu îl vinde, că omul ăla nu o să aibă randament în produsul tău, sau prin produsul tău și o să-ți dea un review negativ. La 10 review-uri negative, să rămână la revedere. Nu mai vinzi produsul și serviciul respectiv de 2.500 high ticket. Înțelegeți ce vreau să spun? De asta e nevoie să, prin vânzare, e nevoie să învățăm să ajutăm. Vânzarea este despre a ajuta omul. Produsul tău e nevoie să se adreseze unui client, să ai avatarul clientului, să vezi cum arată el, da? Un alb brunet cu ochii căprui, nu glumesc. Trebuie să vezi care e nevoia lui, care e avatarul clientului.
cărui tip de om îi se adresează produsul tău. Dar nu-i simplu, nu? Îs mai multe. Păi crezi că așa vinzi un produs de tip high ticket? E 2500, atât de simplu? Păi, dacă era atât de simplu, nu o făceau toți. Ei bine, nu o fac toți, pentru că nu-i simplu. Ai nevoie de perseverență. Lucrurile se întâmplă în timp. Dar dacă nu te miști, cum zice Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, da, cel care deține acum și Meta, Facebook, Instagram, așa mai departe, move fast and break things, adică mișcă-te repede și pe măsură ce te miști, adică acționează, începe să rup lucrurile din jurul tău, lanțurile, neputințele, blocajele, etc. Rupele. În momentul în care ai definit bine produsul tău, oamenii, da, care au nevoie, care te urmăresc prin branding-ul tău personal, până acum, în punctul ăsta, nu te-a costat nimic lucrul ăsta. Da? Cumva, da, te-a costat timp. Timpul se măsoară în bani. Dar e nevoie să pornești de undeva. Dacă vrei acești 5.000 pe lună, da? Acești 5.000 de euro minim pe lună, e nevoie să dai puțin din coate, să dai din mâini. E nevoie de puțin sacrificiu. Nu? Pentru că, da, din nou, mai simplu să stai angajat pe nu știu unde, pe 1.500, 2.000 de lei, 2.500 și să spun altul ce să faci, decât să dai din coate și să te expui prin branding personal, să zică X sau Y, că bă, ce faci tu acolo, ce înveți, ce le dai tu vrăjeală la aia? Nu, în vânzări nu-i vorba despre vrăjeală, nu-i vorba despre umblare la psihic, da? Nu-i vorba despre, că nu-i vrăjitor, nu-i psiholog, nu-i vorba despre a încerca să-l minți cumva, nu. Dacă vrei să-l minți, lucrurile alea nu durează mult. Minciuna are picioare scurte. E o vorbă pe meleagurile noastre faine din bătrâni. Minciuna are picioare scurte. Nu durează mult. Produsul tău e nevoie să rezolve o nevoie în domeniul în care tu activezi. Nu contează în ce domeniu activezi. Da? Învață să investești în tine. Învață-i și pe alții lucrul ăla. Doi clienți atât. Ai nevoie ca să generezi 5.000 de euro pe lună. Da? Da? Mergem așa, de aici aici. Doi clienți. O să poți să ai 4 minim. Îți spun din experiență personală, dar produsul tău e nevoie să fie bun. Dacă nu știi cum să începi cu branding personal, nu știi ce conținut e nevoie să creezi în nișa ta, nu știi efectiv de unde să începi, n-ai curajul ăsta, nu știi să-ți deschizi o firmă, nu știi cum să înveți și pe alții. Ai un produs deja, serviciu, nu mai ai clienți, nu mai știi să generezi lead-uri, da? Zero to Hero este pentru tine. Programul nostru este pentru tine. Te ia din punctul zero și te duce la punctul de erou. Da? Ai nevoie să îți dorești. Atenție! Dacă nu îți dorești, nu te putem ajuta. Dacă nu te putem ajuta, nici să vrei produsul nostru, nu vrem să ți-l vindem. Că nu ne interesează lucrul ăsta. Vrem ca produsul nostru să producă valoare în societate. Eu vreau la propriu să ajut 100.000 de români să fie liberi financiar, învățând niște principii simple, de bun simț. Investește în branding-ul tău personal. Creează-ți un produs, un serviciu. La început de drum. E mult mai mult de discutat. Dar sper că am reușit să-ți conturez o idee. E nevoie să încep de undeva. Dacă nu încep de undeva, lucrurile n-o să se schimbe, n-o să se miște, viața ta o să arate la fel. Atenție! Dacă începi să operezi în branding personal, în mediul digital, nu contează ce zice X sau Y despre tine în punctul ăsta. În 10 ani, probabil nici nu o să vă mai cunoaște. Nu o să-ți mai pese ție în 20 de ani de omul care o râs de tine. Ba mai mult, s-ar putea să vină să-ți ceară ajutorul. Am pățit lucrul ăsta. Când m-am apucat de sport, știi ce spuneau despre mine? Mușchi, da? Proteine și figuri, da? Bicepsul mare, așa ziceau, și creierul mic. Cumva lucrul ăsta nu m-a deranjat foarte mult. Era puțin deranjat, nu m-a deranjat. M-a stimulat să mă educ și din punct de vedere financiar, să mânc cărțile de educație financiară pe pâine și nu numai, ca să compensez, să nu fie doar bicepsul mare, să fie și un intelect sănătos, cu valori solide, cu principii solide. Da? Dar așa au spus, mușchi, proteine, figuri. Mai apoi, când am fost preparator fizic și nutriționist, vreo 3 ani din viața mea, cumva acolo eram tot în sfera antreprenoriatului,
Pentru că eram în categoria de self-employed, eram propriul meu angajat, nu munceam pentru nimeni. Acei oameni care au râs de mine erau cu multe kilograme în plus și au venit să-i ajut. Mai apoi când am intrat profund în business, mi-am deschis prima firmă și așa mai departe, oamenii au râs și s-au înduit și aici. La fel, când am început să investesc în cripto, dacă am început să mă uit la bursă, să văd cum funcționează, când am început să învăț trading, oamenii au zis excrocherii, scheme, etc., s-au îndoit, au râs și aici. Dar majoritatea vin acum să-i ajut. Și din nou, nu mă interesează să fie înspre lauda mea. E înspre disciplina mea, să fiu un om mai disciplinat, eu am viziunea mea, am drumul meu, și înspre motivația voastră. Să fiți motivați, dar motivația nu ajunge. După M, după motivație, aveți nevoie să învățați să fiți consecvenți, să fiți disciplinați. Urmărind canalele mele, poate te ajută să fii un om mai consecvent, poate te ajută să fii un om mai disciplinat. Investește în brandingul personal. Începe de astăzi. Dragă, mai ales pentru tine, dragă tânăr, să nu-ți pese de X sau de Y. Lasă-i pe oamenii ăia în spate. Vezi puțin mai departe decât restul. În 15 ani. Nu o să conteze. Liceul s-a terminat, dar școala s-a terminat. 15 ani. Nu o să conteze ce zice X sau Y despre tine sau colegul de bancă. Majoritatea colegilor mei din clasă, nici măcar nu mai prea țin legătura cu ei. Nu pentru că nu vreau. Nu pentru că eu nu știu unde și ei. Nu. S-au schimbat prioritățile. S-au schimbat direcțiile. Eu am viața mea, ei au viața lor. Deci nu contează ce zice X sau Y despre tine. Drumul tău, viziunea ta, începe să investești în ea. Dacă în punctul ăsta nu câștigi minim 5.000 de euro pe lună în România, având tot internetul ăsta, tot social media la îndemână, toate resursele astea care există, sincer, s-ar putea ca problema să fie la tine. Ai un blocaj, ai un trac, scapă repede de el. Dacă crezi că vrei să începi chestia asta și nu știi cum, ai nevoie de echipa mea, ai nevoie de mine, ai nevoie de Z2H, Zero to Hero, care te ia din punctul ăsta și te duce la un alt nivel, te ajută să implementezi mult mai multe lucruri decât ți-am prezentat aici. Mult mai multe. Asta e o mică parte. Da? E un mentorship care durează 8 săptămâni. De la săptămână la săptămână avem teme specifice. Deci dacă vrei să mergi cu viața ta la un alt nivel, atunci poți să mergi la mine pe Instagram sau să-mi scrii în materialul ăsta. Sunt hotărât, încep sau sunt pregătit sau libertate financiară. Doesn't matter. Sau să mergi la mine pe Instagram, să-mi scrii un mesaj privat, Aron Robrere cu simplu, vrei să începi, o să faci un call de 15 minute cu mine sau cu unul din colegii mei din Greco Capital, din reprezentanții noștri, să vedem dacă putem să te ajutăm. Atenție, dacă nu putem să te ajutăm, n-are niciun sens. Nu vrem să ne încurcăm unul pe altul. Mă înclin, te salut cu drag, muncește la visul tău. Tu contezi cel mai mult. Te-a zis ce zice X sau Y. Focus pe viziunea ta.